Bun. În acest video o să definim o structură rutieră nouă, sistem rutier nou. Și ca model o să luăm la fel, adică o structură aceasta din rancorsare. Da, 4, 6, 6, 25, 25, 20. Ok, pentru asta noi mergem în aplicație și aici la secțiune tip 4. Definim încă o zonă de secțiune tip. Aici o lăsăm pat drum să fie automat, adică ultimul strat să fie cu 4%. Și pentru straturi eu folosesc un document Excel. Aici îmi definesc straturile ca să am ordinea lor inversă, da? Adică grosimea straturilor și pe urmă scade câte unul. Aici avem 004. După care avem 006, iarăși 006, 025, 025 și 020. În total noi avem 086, da, în grosimea structurii rutiere. Ok, și mergem aici, scriem la grosimea minimă sistem rutier, 086. Bun. Deci asta la noi este secțiune tip 2. Da? Mergem aici în zona de calcul și o să-i definim la fel. Da? Deci noi în momentul de față avem zona de calcul de aici până aici și undeva până în jumătate o să-i definim al doilea tip cu sistem rutier nou. Ok, deci primul o să meargă până aici undeva și următorul până aici. Îi luăm poziția aceasta și o copiem aici. Și aici noi uităm să introducem 2, da? Adică secțiune tip 2. Aici tip 1. Bun. Vedem aici, da? Dacă trebuie să scoatem solul selecționat. Pentru asta noi luăm această poziție kilometrică. De sfârșit, pentru ranforsare și mergem aici la sol selecționat. Și băgăm poziția kilometrică, îi dăm repetă, aici băgăm poziția kilometrică, mai dăm o dată repetă și tot la aceeași poziție ștergem toate valorile astea. Ok, ia să vedem. Da, acum e bine, acum sistemul rutier trebuie să definim sistemul rutier. La fel mergem aici la sistem rutier, da, deci asta este secțiunea cu ranforsare, mai adăugăm aici un tip sau îi dăm repetă ca să luăm și valorile astea două și la fel mergem la tronsoane și mai adăugăm un tronson. Aici zicem că primul tronson se termină la poziția kilometrică dată și următorul începe, da? Deci prima secțiune tip și aici merge a doua secțiune tip. La fel aici putem să-i dăm nume ranforsare și al doilea tip să fie sistem rutier nou. Ok. Da, vedem aici ranforsare, sistem rutier nou. Bun, aici trebuie să-i dăm poziția de sfârșit. O luăm de aici. Ok. Și mergem și definim tipul 2. La tipul 2 avem grosimea 0,86 și scadem fiecare strat. 0,82, 0,76, 0,7, 0,45 și 0,2. Bifăm toate straturile și să le dăm și un nume aici. AB2, piatră spartă. AB2,
spartă. Piatra spartă amestec optimal. Scrim aici pus optim. Și ultimul este strat de formă, nu? Strat de formă. Ah, ce am făcut? Nu, ștergem pe asta. Ok. Și acum ne rămâne decât să-l definim aici. La fel, următorul AB2, la fel îl extindem cu o pantă de 1%, ne uităm pe partea stângă și îl extindem cu 0,1 și celelalte straturi deja le ducem până în capăt, adică îi dăm o lățime maximă de 10. Ok. Ultimul strat ar trebui să fie paralel cu patul drumului. Îi dăm aici B. Această opțiune selectăm sau asta. Nu, asta la altă. Ok. Și nu știu de ce ruperea asta merge așa. A, am greșit eu aici. Nu trebuie să fie la taluz exterior. Aici distanța exterioară 10, 10 și 10. Așa, perfect. Și ultimul strat vine paralel la patul drumului. Bun, aceeași situație facem și pe partea dreaptă, de la stânga spre dreapta, și cam atât cu sistemul rutier nou. Mergem iarăși și dăm un calcul. Da, aici a rămas ceva, pentru că noi trebuie să mai definim încă o dată aici. Asta e, sunt foarte multe setări la datea în avorsare, da? Deci aici trebuie să-i dăm poziția de kilometrică și mai adăugăm până la 9999. Normal, 0, 0 și cam atât. Ia să vedem acum. Da, s-a dus, a dispărut. Ar mai fi ceva, cred că aici, de adăugat. Da, de la 0 până la poziția asta. Și adaugă de la poziția asta până la sfârșit. Ok. Acum cred că e perfect. Dar tocmai sunt niște probleme pe aici. Decapare. Sunt pe a doua zonă. Așa ar trebui să fie decapare, frezare.